Ok, am văzut că băiatul care mi-a făcut mapa mi-a scris că n-am cum să termin mini-survival-ul, ceea ce mă bucură că am făcut un episod pe rând. Și da, mi-a zis că e un cufăr ascuns pe aici, la dropper, ca să continui mini-survival-ul. Deci haide să vedem și noi unde naiba poate fi ascuns acel cufăr. Eu văd numai lemn pe aici. Știi, nu pot să-mi dau seama exact. Uite, mă, e în colț acolo. Hai să încercăm să-l luăm. Ah, fuck. Pot să le iau de aici? Come on, man. Give it to me. Haide, trebuie să le iau. Cum dracu pot să-l iau? Oh my god. Hai da, omoară-mă acum, te rog. Haide. Ok, deci trebuie să luăm cufărul ăla. Deci nu putem să aterizăm pe ăla, nu? Dar trebuie să pot cumva să îl apuc. Hai cu aia, deschide-te, fuck sake. Nici nu știu ce e acolo. Sau dacă e când îl deschid așa în cădere, dacă pot cumva să-l apuc rapid. Mi-a zis omul că e 100% mapa testată, deci nu știu cum puii mei pot să apuci. Ia, am primit un mesaj. Nu știu cum pot să apuci chestul acela. N-am idee. Oh my god. Hai, frate. Fuck that shit, bro. Fuck that shit, bro. Deci am găsit chest-ul, dar nu pot să ajung la el. What the actual fuck? Kill myself. Ok, haide să încercăm cumva să aterizăm pe aia, pentru că probabil dacă bag sprint o să ne iasă. Ah, fuck that shit, nah, bro, nah, bro. I can't do it, I can't fucking do it. No, nu știu dacă ai reușit tu să faci săritura. Sorry, eu nu pot. Diamant. Probabil o să mă ajute acest diamantuț la survival. Wow. Ok. Deci, suntem la mine survivalul nostru de milioane. Ce? Wait, cum naiba am 3 diamante? Wait, let me get it straight. De unde dracu am... Ok, n-am idee. Nu am idee de unde am 3 diamante. Poate și de la escape room sau ceva de genul, dar... Wait, fuck it. Nu știu dacă trebuia să fac asta, dar eu o să fac un diamond pickaxe ca să mă scot de aici, pentru că scopul mini survivalului este să spargi obsidianul. Și obsidianul... Chiar asta mă întreb și eu unde dracu poate fi. Pentru că nu am văzut ceva pe aici, știi? Vreau să văd. Mai întâi vreau să verific toată mapa, dacă este vreun loc unde să sparg obsidianul sau ceva de genul, știi? Uita, poți să spargi unde vrei tu. Ok, bine. Deci poți să sparg unde vreau. Eje. Dar haideți să înconjurăm noi toată mapa, să fim siguri că spargem unde trebuie. Și că-i ok. Da, aparent trebuie să spargem acolo. Stai să-mi fac și o lopată rapid, pentru a nu mă încurca cu ceva sau ce, nu știu. Astea scărțile alea aruncate aici, ce era? Hint. Stai. Tot ce îți pot spune să lărgești mina. Mina probabil o fi aia de lângă casă, deci sper să fie ok. Ceea ce fac eu acum, hai să fac o lopată. Un ecou. Ok, băi, băieți, dacă vă place această serie, v-aș ruga să nu uitați să lăsați un like. Nici nu mi-am mai făcut intro-ul. A fost ciudat. Mi-a zis omul ăsta să lărgesc mina. Ce pui mei aș putea face aici? Aici dau de... Ok. Ce pui mei pot să fac eu aici? Mi-a zis să lărgesc mina. Bă, dar dacă îmi lăsa gen un... Ups. Dacă îmi lăsa un hint unde să mă duc, sapă în față, știi? Sau ceva de genul. Uite, acum n-am idee ce fac. Uite, ăsta e dirt. Fii atent. Bă, n-am cu ce să... Bă, da, mă, ia dă-mă tu asta mie, te rog. Nu cred că te superi, că o folosesc. Uite, mă, puterea versiunii 1.10. Poți să ții două chestii în mână. Bă, deci, voi știți de că... exista un mod în trecut pentru chestia asta, să ții două chestii în mână și era utilă chestia asta. Doar că...
uite acum că a devenit versiune reală, știi? Și nici măcar nu am idee ce trebuie să fac aici. Mi-a zis omul să lărgesc mina. Haide, fuck it. Uite, mă duc așa. Dar știi dacă îmi lăsa și un sign pentru chestia asta, ce dracu este? Uite, ce, unde dăm acum? Noi ieșim din mapă. Uite, dacă îmi lăsa un sign, ce chestia aia, ai mină, aia, nu înțeleg. Holy Jesus fucking shit. Ok, dacă am săpat acolo degeaba, m-am dus. Hai să săpăm și aici, poate e ceva. Adică, uite, omul... E un drum aici, într-un fel. Hai că poate dăm ceva, n-am idee. Sper, te rog, că ajung și undeva. Sau că se întâmplă ceva. Please. Ah, mi s-a spart și lopata. GG. Oh my fucking god, that's so annoying. Ok, deci vă rog, nu mai construiți mine survivaluri. Sau dacă le faceți, nu le mai construiți deloc. Pentru că, vă rog, lăsați mai multe hinturi sau ceva de genul, pentru că eu mă pierd cel puțin aici, nu văd ce aș putea să fac, știi? Mini survivalul obișnuit e shit, adică doar mă dă într-un spațiu pătrat unde trebuie să fac niște chestii, atâta. Și ăsta este al dracu de greu și n-am ce să fac. Spuneți-mi și voi, voi ați văzut obsidianul? Mamă, mapa asta, holy Jesus shit. Asta e o mapă care mă pune pe gândul rău de tot. Rău. Mi-a zis el că e un survival mai hardcore. Mai hardcore de atâta, doamne maică. Nici nu știu, uite asta e faza, care e mina? Nu înțeleg care e mina, asta e mina. Doar în caz că nu reușești, sub scaunele... Ce să nu reușesc, mă? Să nu disper, caută cu mare atenție. Nu uita, poți să distrugi unde vrei tu. Ai, de capul meu. Ia, și acum presupun că e afară, nu? Ne. Unde să minez, bă, vere? Unde să minez, vere? Cerc să minez încoace. Fac. Uite, acum intru în casă, n-are sens. Cu mare atenție. Unde, bro? Can't... Unde? Bă, deci... O să vă las și mapa asta la download dacă vreți să o încercați și voi, dar nu cred că o să mai aibă vreo specialitate sau, nu știu, ceva diferit dacă deja v-ați uitat la mine. Sau puteți, nu știu, să o downloadați și să o dați unui prieten să o joace, că credeți-mă, e fucking insane mapa. Nu cred că aveți cum să o faceți fără cel puțin. Bă, deci mă așteptam să primesc de la voi mape. Doamne, credeam că am dat și undeva și mă bucurasem. Nu mă așteptam să le primesc chiar așa de bune, bine făcute. Adică cu quest-uri de-astea aproape de nefăcut, să le termin în 10 minute și să fie un episod. Asta, deci cred că asta e o mapă, n-am idee câte episoade o să țină, oricum probabil o să-mi comenteze tipul ăsta și la clipul ăsta. Și o să-mi zică ce ar trebui să fac, pentru că, puii mei, nu cred că mi-a lăsat destule hinturi pentru a completa mapa. Ceea ce e destule nașpa. Uite, deci, am săpat în chestia asta. Chestia asta o fi mina. Unde e boss? Ce ar trebui să fac? Uite, mi se duce și lopata. A, uite, sap de aici, în dreapta, să văd ce pui mi-ar putea să se întâmple. O să mi se spargă lopata, cel mai probabil. Uite, aici dau în casă, așa-i? Holy Jesus shit. Poate mai scria ceva în cărțile alea? Nici nu știu unde sunt cărțile. A dispărut. What the actual fuck? Nimic aici. Nimic aici. Aoleu, mă disperă mapa asta. Credeți-mă că nu știu ce să fac, încep să distrug din casă. Holy Jesus shit. Am un târnăcop de diamant.
ce aș putea face cu el? Putea să-mi lase ceva gâm, na, uite, probabil multe mape au fost făcute, folosește GM1 în caz că înnebunești. Dar nici nu știu ce să fac aici, frate, game mode 1. Nu credeam că o să fac asta vreodată la vreo mapă, dar puii mei, nu găsesc. Nu găsesc ce ar trebui să fac. Mai spunem asta aici, să distrugem. Ne, uite, dau în casă. Stai că eu sunt prost și cade pe mapă. Ok. Uite, frate, ia stai. Dacă mi-a lăsat ceva aici omul. Uite, aici e ceva. Aici nu e nimic. Să nu disperi, caută cu mare atenție. Oh my god, bă, frate. Minecraft, un joc minunat, jucat pentru amuzament. Și mape, multe mape bune. Ok, până la un moment dat, deci la început am fost puțin fericit că am dat de diamantul acela, dar acum nu văd fericirea. Unde e obsidian? Unde e butonul ăsta să mă trimită de aici? Nu văd asta, asta e. Reloading chunks. Dar nici nu văd sub pământ sau ceva. Doamne. This map is fucking insane. This map is fucking insane. Mai căutam puțin și n-am idee ce trebuie să fac. Pur și simplu n-am. Crede-mă. N-am idee. Asta e mina. Asta nu-i... dacă am trecut pe lângă el de 100 de ori și voi ați văzut, mă simt ca un idiot cum caut aici un obsidian. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Bruh. Bruh. Frate, dă-mi niște hinturi, te rog.